Eu nu doresc decât un singur lucru, un singur nume, să înălțăm azi în adunare. Amin. Numele lui Iisus Hristos. Amin. Ne smerim cu toții ca izvorul lui de bunătate să curgă peste toată adunarea aceasta. Amin. Am să încep mărturile acestea de la o mărturie care e mai, să spun așa, mai proaspătă. Am să rog pe fratele Cristi să mă ajute. E doar o înregistrare a unei vedenii. Vreau să fiți foarte atenți la aceste cuvinte. Nu durează decât câteva secunde. Vedenia aceasta și de aici voi porni. Inclusiv partea aceasta cum mi-am pierdut vederea. Am auzit ce a dorit soția fratelui păstor și am să punctez un pic și partea asta care este lipită mult de cuvântul neascultare. Cristi, te rog. Să dea drumul la microfon. Asta roșu. Șarpe uriaș. E un șarpe uriaș care e ridicat așa în coadă. Și el când se apropie de șarpe, șarpe își deschide pântecul și îl înghite. Când iasă de acolo, el e murdar tot. El e un păcat care îl face și îl face destul de des. Unu la mână. Doi, am văzut în partea dreaptă, unificatul, un câine ieșind din întuneric, cu o limbă galbenă și lingea ficatul. Aia înseamnă o boală, că lăsa bale pe ficatul lui. Atenție, scria mare de tot pe cer, oprire, că dacă nu, firul vieții tale va fi curmat brusc. Amin. În primăria din Hunedoara au rămas în picioare trei vedenii care Domnul mi le-a dat de-a lungul anilor pentru anumite persoane care sunt în fruntea primăriei. Toate trei acele vedenii mi s-au împlinit datorită unui singur fapt, că Dumnezeu nostru vorbește. Dumnezeu nostru are gură, nu-i pe o icoană, nu-i pe o piatră, Dumnezeu nostru este viu, lucrează și vorbește și astăzi. Amin? Amin. Și eu cred că Domnul a vorbit astăzi în adunare. Amin? Ne avem în primăria din Hunedoara, sunt vreo 600 de angajați, avem și un pocăit de-a nostru acolo, Florin Bolosin, colonel de poliție, el e consilier, și îmi spune într-o zi, mă sună, zic, pui, eu te cunosc ăștia toți din primărie. Ai avut la Ovidiu, ai avut la primarul ăsta actual niște vedenii și zice, e unul aici care îți poartă sâmbetele, să spun așa, din sectanți, din nu știu ce cuvinte destul de grele, nu ne scoate deloc, viceprimar, cuvinte grele la adresa pocăiților, batjocoritor, împotrivitor, foarte hulitor, zice, are teologie ortodoxă făcută. El fusese și director la Casa de Pensii din Deva, un om puternic, să spunem așa. Și zice, știi ce m-a întrebat astăzi? Nu-l întreb pe puiul orbu care va fi următorul primar? Și el cu un grup de oameni a început să râdă. Zice, m-am ispitit foarte tare. Și i-am spus, ai grijă ce faci. Că nu cunoști pe fratele puiul. Zic, Florin, noi avem o singură datorie. Biblia nouă ne spune că trebuie să ne rugăm pentru cei din fruntea țării, pentru cei din fruntea orașelor. Eu am impresia că e cea mai neascultată rugăciune, că România asta parcă e tot într-o distrugere și corupția și minciuna domină toată țara și ne prăbușim în fiecare an. Am impresia că nimic bun nu se întâmplă în România. Îi spuneam fratele Daniel că la final vreau să vă prezint și o lucrare a nevăzătorilor din România și să vedeți că suntem de discriminați. Dar nu despre asta vorbim acum, despre mărturile acestea frumoase. Și ziceți, am mers vestea în primărie și zic, e bine să se știe lucrul ăsta, că și el îi spui, Elisei a spus, aduceți-l la mine ca să știe că există un proroc în Israel. Ei știu asta, dar zic, le va fi, dar judecat un cuvânt greu înaintea Domnului, pentru că nu s-au pocăit. Nu s-au pocăit. Și zic eu, pentru ăsta care tu mi-l pomenești acum, eu trebuie să mă rog. E datoria mea. Scrie în Biblie că noi trebuie să ne rugăm și pentru vrăjmașii noștri. Doamne ajută-ne! Amin. Amin? Amin? Și zic, el dacă ar cunoaște pe Domnul, n-ar fi vorbit așa. Fii sigur. Pe 26 iulie, în urmă cu 2 ani, deci anul 2022, eu odată pe săptămână, ca să nu fiu găsit vinovat vis-a-vis de rugăciunea asta pentru țară și pentru cei din fruntea orașelor, fac rugăciunea aceasta, odată pe săptămână. Și pe 26 iulie mi s-a dat această vedenie pentru primărie, pentru câțiva oameni de acolo, dar în special pentru viceprimarul ăsta. Și am trimis această vedenie fratelui Florin, el e venit de la Fații Baptiști, și zic, Florin, am un mesaj pentru prietenul nostru viceprimar, te rog, transmite-i neapărat. Este foarte important. El când a ascultat vedenia s-a îngrozit.
Frate Puiu, e grea de tot. Da, am văzut un șarpe pe cât o anaconda, își deschidea pântecul, intra în pânteci, ieșea murdar tot, adică păcătuiește greu înaintea Domnului. Pe cer a apărut scris oprire, că dacă nu zilele ți le tai brusc, și am văzut și cum murea. Din dreapta un câine, adică un duc de boală, cu o limbă galbenă, adică asta e moarte totdeauna când vezi culoarea, e pericol mare, îi lingea ficatul. Și am zis, nu, uite cum se gata zilele lui ăsta. Și a trimis vedenia. Florin, nu și nu, că nu-i trimite vedenia. Zic, bine, păstrează-o, dar vreau doar să spun atât. Dacă faci lucrul acesta, sângele lui, Domnul ți-l cere din mâna ta. Când a auzit el de astea, eu trimis secundă următoare vedenia, au zis, bă, decât să plângă mama, mai bine să plângă măsa. Și o trimis vedenia. Bun, s-o spăla pe mâini, să spun așa, și zice, frate Puiu, cred că nu o să fie bine mâine prin primărie. Zic, dă-i pace. Asculta vedenia și zice, ciudată chestia care mi-a trimis-o, o zis ăsta. Zice, prorocul la orpă, zice, n-aș cerut de la el un cuvânt. Era așa, ca, zice, parcă îngrozit tipul. Bun, numărăm. August, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, 5 luni, pe 1 ianuarie anul trecut, toată pielea i s-a îngălbenit. Repede s-a dus la doctor, soția lui, doctor în Hunedoara, diagnosticul ciroză. În secunde aia zburau pe telefoane, vedenia aceasta din gură în gură, au ajuns o audă aproape tot orașul. Să cunoască faptul că Dumnezeu nostru vorbește și astăzi. Amin. Erau foarte speriați, foarte îngroziți. Florin zice, frate Puiu, incredibil, senatori, oameni politici, primari, toți ascultau vedenia asta și zice, măi, așa a vorbit Domnul prin orbul ăla. Bun, și starea lui se înrăutățea. Eu cunosc oameni care cu interferon, cu tratament pentru ficat, s-au și vindecat. Mama mea bolnavă, în felul acesta, prin rugăciune, Hristos a vindecat-o. De ciroză, da, Domnul s-a atins de mama mea. Ea a crezut, s-a rugat foarte mult, fratele Criste și Luci stă cu ea în bloc, e martor și el și știu toți, Dumnezeu s-a atins de mama mea. Ea tot tipul bol care a avut cel mai grele s-a pus pe poș și rugăciune și Dumnezeu a vindecat-o. Ăsta e Dumnezeul nostru care vindecă și astăzi. Însă, starea lui ăsta se înrăutățea. De la zi la zi, niciun tratament n-avea efect, ajunsese într-o stare deplorabilă. Pe 27 ianuarie eram cu Florin în mașină și auzisem pe unde trece. Zic, Florin, hai să-l sunăm și să-l încurajăm. Îl sunăm, el era telefonul dat pe speaker și spune Florin, domnul viceprimar, sunt cu fratele Puiu, prorocul, de la Golgota, ai ce mașină? Și zice, cel ce a avut vedenia aia pentru mine, da, orbu, da, orbu. Frate Puiu, zice el, când am auzit, m-am enervat de-a binelea. Păi zic, de cât ești tu, frate, cu mine? În gândul meu, n-am zis față de el și așa era cum era el. M-am ispitit așa, zic, eu o să stai frate cu mine. Bine, Florin, așa m-a prezentat tot timpul, fratele Puiu, fratele Puiu. Și zice el, dar cu voce disperată, se simțea în vocea lui o groază extraordinară. Roagă-te și pentru mine, te rog. Și zic, îți promit că în seara asta mă rog. Când m-am pus pe genunchi, am văzut scris pe cer, cu un cap de mână scria, l-am și condamnat. I-am trimis lui Florin vedenia și zic, bă, s-o cam termina cu asta. Domnul nu-l vindecă. Se duce în țărână și nemântuit. Pentru că și-a bătut joc de Dumnezeu, a hulit pe Duhul Sfânt, își pierde sufletul. 3 zile mai târziu era în sicriu la 47 de ani. Adică la 6 luni după vedenie, Dumnezeu și-a împlinit lucrarea. Doamne, fă ca ziua aceasta nu numai să fie o zi de sărbătoare, dar să fie o zi de aducere aminte. Amin. Pe dumneata și pe mine. Domnul nu ne-a condamnat. Astăzi, în dreptul meu și în dreptul noastră, a scris viață și am ajuns în locul acesta ca să fim binecuvântați, nu condamnați. Eu vă întreb ceva. Dacă el ar fi ascultat vedenia și s-ar fi luptat să împlinească, să se oprească de la ce făcea, mai trăia și astăzi? Da sau nu? Știți că datorită neascultării cei mai mulți oameni de pe pământ plătesc? Chiar eu personal, cei ce cunosc mărturia, plătesc datorită neascultării.
I-am avut o mamă care s-a pocăit în urmă cu 34 de ani, da? Da, anul 90. Eu atunci veneam din armată, am fost foarte ispitit de lucrul ăsta când pocăiții căutau casa noastră și îi spuneam tatălui meu, patru frați eram, zic, ticule, sper că nu lași pe mica să se pocăiască. Și tatăl meu a spus, mamei mele, dacă te pocăiești, Ileana, eu divorțez de tine. În noaptea care a urmat, un bărbat în haine albe a venit la tatăl meu în vis și a spus, dacă nu o lași pe Ileana să se pocăiască, te lovesc. Dimineața s-a ridicat Achimul din Paș și a spus, fă ce vrei, căci Dumnezeu vrea lucrul acesta. E mare Dumnezeu? Amin. Doamne, vorbește și în ziua aceasta. Amin. Tatăl meu a spus, nu te băga, nu-i treaba noastră, să facă ce vrea. Eu mereu auzeam noaptea cum se ruga, veneam de la Seviș din combinatul din Unedoara, mult, ore între se ruga și mă deranja că se ruga cu voce tare. Ei și spuneam de multe ori, Dumnezeu tău e cam tare de urechi. Eram batjocoritor, eram împotrivitor și ohulitor și mai ales când auzeam de pocăință, eram foarte iritat așa pe linia asta și când vedeam că intră în casa noastră grupul și grupuri, mai tare mă tulburam și ieșeam afară din casă. Bineînțeles, ce era în mine nu era compatibil cu ce era în ei, că mă stăpâneau toate gunoaiele, țigare, alcoolul. Mama mea, după ce m-am căsătorit, eu am trecut prin două evenimente grave în timpul acela. Eram în fața unui tânăr, când o voce mi-a strigat să plec și am plecat și tânărul ăla a fost omorât de un cârlig de macara. Și a doua oară, când am căzut de la etajul 2, pe spate, în loc să cad pe niște beton și niște bare de metal, am căzut pe un furtun colac. De două ori, ce puțin, nu zic de alte accidente din viața mea, în care de fiecare dată am scăpat, pentru că a fost cineva care a vegheat. Îngerii Domnului tăbărăsc în jurul celor ce se tem de el și îi scapă din primejdie. Chiar anul ăsta eram cu fratele Cristi și fratele Bolosin, omul despre care m-am vorbit, în Franța, zăpadă, ninsoare, două tiruri s-au lovit în fața noastră și o mașină mică, mașina aruncată în dreapta, tirul s-a sucit pe autostradă, pe jos era plin de zăpadă, era ziua mea de naștere, 17 ianuarie, făceam 56 de ani. Putea să fie ultima zi. Nu știu cum o tras Florin dreapta și o trecut prin spatele tirului și mașina mică, neatingându-ne nimic, căci aripile lui au fost peste mașina aceea. El veghează glorie lui că el lucrează. Amin? Și mama mea, după ce m-am căsătorit, venea în casa mea cu Biblia. Ea avea un stil de evanghelizare, recunosc că nu se pricepea la partea asta și nici acum nu prea se pricepea atât de bine, trăiește și astăzi. Adică, cum să spun eu, oamenii sunt diferiți. Noi care suntem copii și putem primi de la părinți, greu să primim de la ei, dar mai degrabă primim de la un străin. Și ea mă sufoca, efectiv mă sufoca, asta era cuvântul, abuz de la, pocăiește-te, trebuie să te toși, că uite, te-a vorbit Dumnezeu despre tine. Și tot îi spuneam, auzi, tu mai ai trei copii, eu sunt al patrulea. De ce Dumnezeu tău are treabă numai cu mine și cu ăștia nu? Ce tot cu ei? Cu tine Dumnezeu tot îmi vorbește despre tine, că vrea să te pocăiești. Și eu eram cel mai... Eram vai, oaia neagră, să zic așa. Și mereu făcea lucrul ăsta cu Biblia. Hai să spun ce mi-a vorbit Domnul din Biblie astăzi. Când vedeam că deschide cartea, atunci mă enervam foarte tare. Și știți ce îi spuneam? Dispar dinaintea ochilor mei și tu și Biblia. Și am spus-o de numărate ori. Din nefericire ce am spus cu gura mea, s-a și întâmplat. În Biblie scrie foarte clar că în limbă stă și binecuvântarea și blestemul. Pe 25 noiembrie 2005, în 6 ore mi-am pierdut vederea. Am fost în comă, eu în ziua aceea când mi-am pierdut vederea, m-am uitat la băiatul meu cel mic, pentru a doua oară în viață am auzit o voce, atunci prima oară când mi-a vorbit, când a murit tânărul acela, Tincu Romeo, dar a doua oară când mi-a vorbit, dintr-un perete, copilul meu cel mic de un an și se uita direct acolo, țipa și voia să-l iau în brațe, pe mine era o putere, o greutate, un rău. Eu nu vă spun ce am pățit în ziua aceea, prin ce am trecut, adică un demon neapărat voia să mă ucidă în ziua aceea. Și noaptea aceea am trecut la o luptă, să spun, cor la cor cu niște animale, care le-am și văzut într-o viziune ciudată, însă, în ziua aceea, vocea mi-a spus de două ori dintr-un perete, n-ai să-l mai vezi. Și eu mă uitam la băiatul meu cel mic. Și așa cum am spus, în aproximativ 6 ore, mi-am pierdut vederea. Oftalmologi, neurologi de pe interne au căutat cauza bolii mele. Doctorii spuneau, pe baza simptomelor, ai fost otrăvit cu metanol, aveam o vomă foarte puternică și vomitam un fel de zaț, ca de cafea, și nu înțelegeam, era ca un sânge închegat. Greu,
a fost cea mai cumplită zi din viața mea, să spun așa, când trupul ăsta s-a zbătut de viață și moarte, când în noaptea aceea o mână încerca să mă strângă de gât să mă omoare, vreau să vă spun că în zorii zilei a biruit cercese viață. Pentru că acasă la mine cineva se ruga și plângea. Când mama mea a văzut că a venit o mașină aproape mort, i-a schimbat rugăciunea. În seara aceea, pentru prima oară a spus, nu mai întoarce cu dragoste, fă-i ce vrei, numai nu-i lua sufletul. Și Dumnezeu a făcut ce a vrut. Și astăzi când ne rugăm împreună, ea plânge și spune, poate nu m-am rugat bine noaptea aceea. Și o iau în brațe și spun, mică, te-ai rugat foarte bine. Că pentru mine nu era altă metodă de a mă pocăi decât cu nuiaua. Prieteni care sunteți în seara aceasta aici, nu așteptați zdrobirea. Așteptați binecuvântarea care o poți primi chiar azi aici în adunare. Eu mă rog ca Domnul să scrie nume azi în Cartea Vieții. Aici să fie o cercetare, plecând de aici să spunem, Doamne, Tu nu ne-ai condamnat, ci ne-ai binecuvântat în ziua aceasta. La puțin timp Domnul m-a pus în lucrare, soția mea a fost foarte împotrivă la pocăință, când au zis că eu fac pasul decisiv pe pocăință, i-au spus, divorțez de tine, pe calea să mergi singur, eu nu vin cu tine, am postit și m-am rugat pentru ea și înainte de catecheză cu o zi, soția mea a fost cercetată de Duhul Sfânt și mi-a spus în ziua aceea, în 7 ianuarie, când tu vei face botezul, mai exact 2007, eu voi fi cu tine în apa aceea. O casă în prag de divorț, o casă care era dezastru, certuri, care nu se terminau nici zi, nici noapte, azi este plină de pace, de bucurie, Duhul Sfânt lucrează cu copiii, cu soția mea, mă rog împreună și sunt fericit că Domnul a schimbat toată casa mea. Altarul închinat Satan a fost dărâmat și am zidit un altar înaintea celui mai puternic împărat, care face doar lucruri bune și bunăvoința lui să se răstoarne astăzi peste toată adunarea. Auzind de modul ăsta de lucrare despre care vorbiți, despre botezul cu Duhul Sfânt, vreau să vă spun doar de fratele Cristi, el este unul din vasele din adunarea noastră. De puțin timp, 8-9 luni sunt cu el, el a fost un copil încercat, abandonat de bebeluș într-un orfelinat, bătut violent, i s-a luat mâncarea, a trecut prin drame, cei mari îl puneau să le spele hainele, ude să le ia pe el și să doarmă cu ele pe el. Și până dimineața devea uscate. Datorită acestor chinuri, plămânii lui s-au umplut de noduri, ficatul lui a fost distrus. Acum câțiva ani ne rugam toți pentru el, Cristi moare, Cristi moare și Dumnezeu l-a vindecat. Dumnezeu l-a vindecat că Dumnezeu are putere. El are 25 de ani, că sunt toți la Dumnezeu de copil, o bătrânică îl scotea acolo din ofina și îl ducea la biserică. Dumnezeu a schimbat viața. A fost o dramă viața lui, dar l-a ales și l-a ridicat și la partea asta de stăruință, eu vă spun, eu am cunoscut, merg în toată Europa asta și în America, am cunoscut o grămadă de frați, pe fratele Liviu, pe Tică și alții care sunt buni la lucrarea asta și Dumnezeu să-i binecuvânteze, dar l-am văzut și pe copilul ăsta, zic copil că e mai tânăr ca mine cu 12 ani, 11 ani, l-am văzut cum lucrează și cum Dumnezeu folosește la linia asta și a zis, eu nu cred că dacă este pe unul nebotezat să scape când intre sub mâinile ăsta. Bun, o să ating un pic partea asta de lucrare. De ce? Pentru că este importantă. Este foarte important botezul cu Duhul Sfânt. Eu însumi am avut temeri legate de botezul cu Duhul Sfânt și am postit 6 luni, 3 zile pe săptămână și am reușit performanța asta datorită Domnului Dumnezeu, care m-a ajutat să duc acel post. Și știind că-s murdar, am stăruit, m-am rugat și m-am rugat ca Domnul să mă boteze cu Duhul Sfânt noaptea în vis, în pat, așa am cerut ca să cred că lucrarea asta vine de la Domnul și pe 31 august 2007, noaptea în vis, Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt. Eu nu vă spun ce s-a întâmplat în noaptea aceea, cum curgeau lacrimile, mă rugam în lip în șoaptă, așa au venit ca un sosul blând la mine. Atunci, la 8 zile, am primit daul de prorocie, am început să am vedenii și Dumnezeu mi-a ridicat vasul. Dintr-un vas de ocară a făcut un vas de cinste. Și asta este doar bunătatea Lui. Că eram un suflet pierdut în întuneric și Dumnezeu m-a binecuvântat. Nu m-am putut gândi că eu însumi, un om cu handicap, să fiu o binecuvântare pentru alții. Cei ce mă cunosc, Cristi, Luci și păstorul nostru, Ada și alții din Hunedoara, de când fac misiune, inima mea este pentru oamenii cu necazuri, care au trecut prin drame, mai ales linia asta cu handicap, orbi, altă formă de handicap, săraci. Mă ocup de multă vreme de o biserică din Mehedinț, unde sunt suflete care Dumnezeu le scoate din întuneric. Cu sutele se pocăiesc și asta este cel mai frumos lucru. Că Domnul s-a dus și la cel sărac și Evanghelia lui are putere. Amin. Bineînțeles că singur nu pot face lucrul acesta, dar întotdeauna am fost transparent și sunt fericit că pot să lucru pentru Împăratul Universului. Amin. Pot
și tu să lucrezi pentru Domnul. Amin? Amin? Ioan 9 vorbește despre un nou din naștere, știți ce au spus ucenicii Domnului Iisus? L-au întrebat pe Domnul Iisus, de ce este în situația aceea? Cine a păcătuit, el sau părinții lui? Domnul Iisus a spus, nici el, nici părinții lui, ci s-a născut așa, ca să se arate în el slava lui Dumnezeu, lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Eu vă pun o întrebare. Dacă printr-un orb poate lucra Domnul, prin dumneavoastră cei care aveți ochi, poate lucra Dumnezeu. Nu fiți nepăsători față de ceea ce poate să facă Dumnezeu pentru dumneavoastră, că El are putere. Amin? Amin. Eram la Hunedoara la rugăciune și la noi la Hunedoara era o problemă legată de botezul cu Duhul Sfânt. Unul sau doi pe an, unul sau doi pe an. Rezultatele erau foarte slabe. Și fiind la rugăciune, văd în vedenie doi șerpi încolociți între tineri. Și zic, nu-i bai. Și Domnul spune, spune-le să iei la mărturisire că eu nu cobor în mijlocul lor și cei care își pun mâinile și ei să se curățească, să se mărturisească. Și este foarte important lucrul acesta. Eu și eu ca bază de lucru, cel puțin de două ori pe an, fac lucrul acesta. Că nu ai cum să nu greșești. Este important să ne curățim și să ne mărturisim păcatele. Că ești păstor sau proroc sau cine ai fi, trebuie să faci lucrul acesta. Amin? Bun. Mai și la cine faci lucrul ăsta, că unii mai predică de pe la amboane chestia asta despre unul și altul. Bun. Ce s-a întâmplat? Când văd vedenia și o zic, un presbiter care era încă păstorul nostru Daniel Hada, eu zic la ureche, vezi de treabă. Lasă că le mărturisim înaintea Domnului toți. Ce mărturisire. Duhul Sfânt mi-a strigat imediat. Nu te cred și e un lucru care spun să-l zici chiar acum. Spune-le ca semn în timpul care a rămas zilele acestea și mai erau săptămâna, niciunul nu va primi Duhul Sfânt. Ăsta e semnul, că eu am vorbit. Și am zis lucrul ăsta în adunare. Măi, de nou au adunat niște vase din alte locuri, au ales oameni puternici, măcar unul. Numai că Dumnezeu ce spune și împlinește. Glorie Lui. Și n-a primit niciunul. Fratele Adă era un pic tulburat, îl sunau și unii și de pe unde mergeam și spunea, uite ce-a făcut Domnul la noi, ce-a făcut la noi, niște bucurii scăldători și erau oameni botezați. Anul acela, în decembrie de Revelion, văd în vedenie cum dispare acoperișul și intră 10 de porumbei în adunare și Domnul zice așa, voi face în zilele care urmează ceea ce n-a făcut niciodată în orașul ăsta. Voi umple cu Duhul Sfânt și voi boteza cu Duhul Sfânt. Dar să facă ce le-am zis, ce le-am zis cu mărturisirea. Și m-am dus și i-am zis la păstor vedenia. El imediat zice, auzi, în februarie când e stăruiță după Duhul Sfânt, nu pleci nicăieri. Rămâi aici și tu și Vali, colegul meu de atunci. Apropo, ce mai mult să știți pe fratele Vali, am lucrat mai bine de 11 ani cu el, nu de mult i-a murit soția. 48 de ani, a rămas văduv și 3 fete orfane. Dumnezeu să-i mângâie familia. Amin. Și pe el să-l ridice din tristețea lui, că Domnul e bun și dacă a lucrat pentru Domnul, Domnul să-i facă bine. Amin? Eu știu că după amărăciune vine și bucurie și Domnul să-i facă trecere. Și el ne-a zis, rămâneți acasă. Zic, ok, rămânem acasă, dar cu singură condiție, fără mărturisire nu intrăm în lucrare. Și eu, și tu, și toți. Ne curățim și tineretul la fel. Și zice, auzi, tinerii nu vin la mine să mărturisească. Și zic, auzi, eu nu-i văd la față, lasă-i să vină la mine. O, zic, e bun asta. Hai să vezi cum vin, că eu nu intru cum îi cheamă, băia față sau nu știu ce, fac coadă. Pe unde mergeam, tot așa se întâmpla. Așa au fost și la Hunedoara, imediat tinerii când au zis că e fratele Puiu, dă-i la mărturisire. S-au mărturisit toți și lucrătorii și am zis, frate Adam, un singur lucru cer. Schimbăm echipa. Îl iei pe Cristi, mai e un frate acolo, Dumitru, mai e unul Gelu, la surori sunt două surori, lasă el surorile la două să coboare lângă surorile care sunt acolo, nu să-și pună mâinile, dar să se roage. Cum se roagă el în adunare de obicei? Ia pe frații ăștia să-și pună și mâinile. Și vei vedea lucrarea Domnului. În două săptămâni, 72 de persoane au primit Duhul Sfânt. E mare Dumnezeu, lucrează. În joia aceea, când n-am mai putut să vin și vinerea, mai era o zi, erau 63 botezați, eu plecam la Maramureș, la Fărcașa, la noapte de veche, și tineri erau în jur cercetați, bucuroși, 63 era o cifră frumoasă. Toți în lacrimi, o bucurie extraordinară fost zilele acelea și strigau, frate Puiu, nu pleca, rămâi și mine. Auzi, băi, eu nu dau Duhul Sfânt. Deja Domnul și-a început lucrarea, a făcut ce a spus el, Domnul va binecuvânta în continuare. Și văd în timpul ăla o cifră pe cer, 72.
și zice, uite, care-i semnul că El a lucrat. Mâine, la ceasul acesta, la Golgota, vor fi 72 de persoane botezate cu Duhul Sfânt. Și păstorul mă întreabă, tu zici lucrul ăsta sau Domnul? Acum să zic eu, am văzut vedenia asta. Mâine stăm de vorbă. Seara, când am ieșit de la Fărcașa, telefonul meu prinde apelul de la Hada, plângea păstorul și zice, nu pot să cred. 72 cap coadă. Frate Puiu, la ultima rugăciune nu erau decât 71. Și am pus pe o tânără să se roage, Domnul botezat-o și bea cu Duhul Sfânt. Ca Dumnezeu să-și împlinească toată lucrarea. Vreți ca Domnul să toane ploaia astăzi peste adunare? Are putere să facă lucrul acesta? Fratele Luigi Bițoi m-a rugat într-o zi de marți să mergem la o femeie la rugăciune. Zice, Puiu, în Chicago. Zice, o să auzi un lucru care spune femeia aceasta, te rog să fii foarte atent, că nu cred că ai trecut bine așa ceva până acum. Și eu de când fac misiune, zic, demonizat și de astea. Am întâlnit, nu știu ce, la ce te referi, dar hai să vedem. Când am ajuns la casa respectivă, parcăm în fața casei și sora cu mașina parca și în fața casei. Rețineți, venea de la adunare, nu de la Betania unde Luigi e păstor. Important să știți lucrul ăsta că venea de la o biserică și veți vedea de ce. Intrăm în casă și sora începe să ne vorbească. Fraților, îi un demon, un duh rău, necurat, noapte de noapte ne ia liniștea. Scutură ușile, izbește ferestrele, trope, pianul cântă, radio, nu știu ce lucruri se întâmplau acolo, eram șocat de ceea ce auzeam. Și zice, cel mai grav lucru, ia pătura de pe copii, plapuma de pe copii, ce are cu ele, nu știu, și le duce prin alte camere. Bă, zic, eu fi fric la asta. Dar zic, și v-a lovit, da, cu unul din copii deja vorbește și l-a împins pe scări. Zic, e agresiv deja. Hai să vedem de unde vine. Când m-am rugat în vedenie, am văzut colțul casei un tânăr de vreo 17-18 ani, un negru, cum a fost împușcat în cap, adică omorât. Am văzut oasele lui, dar am văzut când a fost omorât o umbră care a ieșit din el. Și umbla când prin casa asta, când o casă de vis-a-vis. Și zic vedenia. Soțul femeii începe să vorbească. Ce ți-am spus, femeie? Când am lucrat la fundația casei, că acolo în colțul ăla miroase amurtăciune? Frate Puiu, nu numai casa noastră e bântuită, și casa vecinului e bântuită. E un singur lucru aveam în mintea mea. Cum e posibil un demon să-și bată joc de o casă întreagă? Mai ales de pocăiți. Eu știu că în casa unde este altar închinat Duhului Sfânt, lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, un singur Duh are putere. Și ăla e Duhul Sfânt. Amin? N-are cum să stăpânească un alt demon. Și zic, auziți, voi ați deschis o ușă, hai să o identificăm, să vedem pe unde vine asta, Duhul ăsta. Și când mă rog, ne rugăm cu toții, văd îngerul că vine înaintea mea, zice, Puiu, ușa e femeia care nu vrea să se supună. Nesupunerea din ea. Ia uite, privește-le. Și mi-o arată pe femeie din cap până în picioare. Așa în vedenie. Când văd părul vopsit, zici că era papagalul Sima Marinaru. Toată vopsit asta în cap, părul tăiat, niște tălângi la ureche, fața ca nevasta lui Faraon, unghiile ca semafoare din Chicago. Când mă uit jos în vedenie unde trebuia să fie ceva, nu era nimic. Adică era o bucată de fustă. Din ce-o mai rămas din fustă aia. Adică o palmă de fustă. Mini! Și zic, soră, dumneata, nu acum ai intrat cu noi pe ușă. De la adunare zici că ai venit. Da. Deci lanț aici, lanț aici, lanț la gât. Plină de aur era din cap până în picioare. Și zic, uite care e treaba. Luigi era în dreapta. Ușa ești tu. Nu te supui, nu te zmerești. Și arăți, Doamne, iartă-mă, nu m-a pocăit în arăți. Că dacă te-aș vedea în adunare, cred că aș face chemare. Zic, părul ți-e vopsit, fața la fel, zici că e nevasta lui Faraon, plină unghiile de oja roșie care o ai pe unghii, dita mai unghianele. Și Luigi lângă mine, amin. Zic, ești plină de lanțuri și la urechi, și la gât, și la mâini. Luigi lângă mine, amin. Zic, ai și o fustă mini, cum îți permis să, vii așa la, să mergi așa la biserică? Când au zis Luigi că zic de fustă, zice, Puiu, amin, oprește-te, cine știe ce mai vezi pe acolo. Da, am mai văzut și altele mai complicate, nu vă zic despre ele acum.
Era șocată femeia. Că Luigi s-a plecat spre mine, zice, tu chiar nu vezi? Zic, nu ved eu, dar vede ochii lui care scând ca para focului. Nu cred că omul lui Dumnezeu poate veni oricum în adunare. Nu vă supărați. Eu nu sunt nici extremist, dar nu sunt nici partea cealaltă, să spun așa, pe partea aceasta. Biblia spune foarte clar, noi să mergem pe mijlocul cărării neprihănirii. Amin? Deci, categoric, extremele nu i-au plăcut la Dumnezeu niciodată. Și vă spun 100% că și pe mine m-au barberit frații, mi-au pus să dau mustața jos, am zburat și inele și toate. Și când vorbeam cu Dumnezeu, dar s-a încerut eu asta. Eu trebuie să învăț pe genunchi o grămadă de lucruri. Că unul mi-a zis, Domnul mi-a dat că cu mustața nu mergi în cer. Și mi-am dat mustața jos, când o vine nevastă, mi-a pui pe tine, zice, ce cu tine? Arăs ca fantomele. Deci, am făcut niște lucruri, dar bine, eu n-am știut că mă luam după un grup de fanatici. Și m-am ținut de ei mult timp, că trăzneau cu televizoarele de săreau, deci n-ai văzut nimic din ele. Dar o lasă-mi pe o linie periculoasă, să spun așa. Și am început să văd pe tot. Și Domnul mi-a zis, nu-mi place nici aia, dar nu-mi place nici asta. Tu caută ce scrie în cuvânt. Ați auzit? Cuvântul vă va descoperi absolut tot ce trebuie să faceți. Dragostea, pacea, bunătatea, pacea de bine, credincioșia, sunt lucruri extraordinare care le poți face și dumneata și eu. Amin? Doamne, ajută-ne să le aplicăm pe acestea. Că ele sunt 100%, ele te duc în cer. Amin? Că dacă citești cuvântul, atunci știi cum să te porți și când vine în adunare. Femeia asta s-a dus sus, a dat absolut totul jos de pe ea. Păi dacă asta e problema, și vreau să vă spun, atunci sunt ani de zile de când demonul nu s-a mai întors, Dumnezeu a eliberat casa aceea. Imane Dumnezeu lucrează. Eram în Idaho și fratele de acolo, Ionul Redegan, ne-a invitat Nampa, orașul. Eram cu fratele Vali. Când am invitat în adunare, era adunarea plină, dar erau doi, soț și soție, ortodoși, în jur de 60 de ani, pentru prima oară în adunare, acolo. Pentru prima oară în adunare de pocăiți, bărbatul era tata la un frate de-al nostru pe nume Sorin, penticostal de-al nostru, dar tata lui era și secretarul bisericii ortodoxe din România, din Corabia, și casier acolo. Iar preotul de acolo, când ei doi au primit viză de America, că ei acum erau pentru prima oară în biserică, ei intraseră în adunare cu 5 minute înaintea mea și al Vali, băiatul lor, greu i-o comisei de biserică. El i-a spus, vine fratele Puiu de la Unedoara cu mărturii și eu vreau să-l aud și până acasă mai avem mult. Și zice, Doamne, vei să stați 3 ore în mașină. Și eu băgat în adunare. Dar mama lui Sorin avea ceva extraordinar. Batic legat în față. Dacă o vedeai, ziceai că e de la Todirești. Îmi permite. Sau de la Izvin, sau St. George, sau zic, eu mai cunosc adunările ăștia că merg prin ele. St. George, băi, bine. Nu St. George, băi, da. Bun. Auzi, n-am nicio treabă cu linia asta. Auzi, decât aceea e mai bine asta. Că oamenii se păzesc și se luptă. Și Dumnezeu să-i binecuvânteze. Amin, amin. Că pot să păstra anumite chestii. Cu tot direște, mame, o poveste, n-am văzut acum data viitoare. Cu instrumentele. Bun. E minunat că Dumnezeu lucrează. Asta e important. Și ok, că și în seara asta Dumnezeu lucrează. Amin? Deci cine ar fi văzut-o pe femeia în adunare ar fi jurat 100% de pocăită după echipament. Însă nu era așa. Și au început lucrările în adunare. Ei doi, cei doi ortodoși erau șocați. La un moment dat, Vali, după ce s-a dus la două femei, a treia s-a dus de ei pe femeia asta. Femeia, când l-a văzut pe Vali că vine către ea, o ridica mâine sus și a strigat, nu, 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 mie să nu vorbești. S-a speriat foarte tare. Eu și-o fi crezut că Domnul dă de mirul lumii, nu știu. Dar să știți că public, Domnul niciodată nu dărâmă. El sfătuiește, zidește și mângâie. Asta e lucrarea de profeție. Amin? Auziți cum a început lucrarea o femeie? Femeie, nu vreau să-ți dau păcatele pe față, dar în seara asta eu vreau să scriu numele tău în cartea vieții. Așa a fost cuvântul. 200 și ceva de pocăiți de nu și se uitau toți din la batic. Știți ce spuneau cei mai mulți în inima lor? Ăștia doi au dat o bară. Asta e pocăită. E derutat paticul. Însă pe Hristos nimeni nu-l înșală. Glorie lui că el a vorbit și astăzi. Amin? De la ea, Vali s-a dus pe partea bărbaților direct la bărbatul ăsta care era soțul ei. Când l-a atins și a început profeția, cuvântul a început așa. I-am vorbit nevestei tale și acum mă zvobesc ție. În momentul ăla s-au auzit 3 țipi de în adunare. Sorin cu soția și presbiterul care știa cine sunt cei doi.
și au zis lucrul ăsta. Când ai plecat din cetatea aceea din depărtare, omul acela viclean, care vorbește despre mine, dar nu trăiește deloc cu mine, adică eu, fratele Puiu, pot citi Biblia asta, să zice, eu am o Biblie audio, mi-a zis cineva că eu n-am citit Biblia. Am o Biblie audio, mănânc la ea de n-ai văzut de alea. E greu să rețin când nu mă auzi. De aceea aveți un hart și citiți Evanghelia aceasta. Amin. E singura carte care te desparte de iad și te duce în rai. Amin? Amin? Scrie clar, poporul pierde din lipsă de cunoștință. Nu cunoști Biblia, n-ai cum să te întâlnești cu Hristos. Ea te va învăța calea spre cer. Amin? Amin. Bun. Și preotul ăsta, că prorocia se referea direct la preotul care îi vorbise bărbatului. Că ăsta, când i-o chema la parohie, când au zis că merg în America, că primiseră viză, i-o chema pe amândoi. Și preotul i-a zis așa, am auzit că merge la Sorin, la pocăitul băiatul vostru pocăit din America. Da, zice tata, nu cumva să vă muște șarpele pocăiților și pe voi și să vă pocăiți și voi. Deci că noi pocăiți umblă câte o șarpe în buzunar și curentăm pe câte unul pe stradă. Da. Acum, închipuiți-vă ăsta, știind ce a zis popa în România, cum primea el prorocia asta. Și lucrarea a mers așa. Omul acela viclean care vorbește despre mine, dar nu trăiește deloc cu mine, adică nu împlinea ce este scris, ți-a spus niște cuvinte. Ia privește în adunare. Vezi tu un șarpe aici? Și aici s-a oprit prorocia. Valiu venit către mine, zice, prorocule, ce-i cu șarpele ăla? Păi zic, spune-mi tu că tu ai dat lucrarea. El dădea pe mine, eu dădeam pe el. Erau într-o stare așa, zic, bă, dar după cum țipă ăștia pe aici, ceva o fi. Hai că vedem la final. La final m-au așteptat cei doi și mă întreabă bărbatul, domnul Puiu, de unde știi dumneata ce mi-a zis mie popa când a plecat din România? Zic, adică, păi uite, popa mi-a zis nu cumva să mă muște un șarpe de la pocăiți și să mă pocăiesc și eu. Am început să râd, zic, Doamne, tu ai și umor, poți vorbi în felul acesta? Am realizat ce înseamnă șarpele acela. Știți care e frumusețea lucrării? Amândoi au făcut legământ cu Domnul. Doar datorită celor două prorocii, amândoi au căzut cu fața la pământ și au zis, aici, la voi, Dumnezeu vorbește. Glorie Lui că El vorbește și astăzi. Amin? În Florida eram cu Daniel Hada, păstorul meu de data asta, când a venit îngerul înaintea mea și a zis, pui, întoarce-te spre stânga și privește. Era o masă, o sticlă de vin pe masă, mai mulți bărbați în jurul mesei, toți cu mâna pe sticlă și cu ea la gură. Trăgea încă unul, făcusă suzetă din sticlă, dădea pompa pe ele. Zic, o, ce beau ăștia. Și la tine pe Vali, pe colegul meu și zic, auzi, ce scrie la intrare în adunarea asta? Îți pentecostat de noștri sau din altă echipă? Îți de noștri ăștia. Bă, zic, ei că au venit din alte adunări, mulți, că în stânga mea aici, ăștia muște toți, beau de rup. Uite ce am văzut. Și când au auzit el, vedenia zice, vrei să o spui? Păi da, spune și tu mai elegant, să nu deranjezi pe careva. Zic, cum fac, fundiță, cadou, o trimit prin poștă, cum s-o trimit lucrarea asta? Am zis-o, Gelu, păstorul de la Von Strâmbu, numele lui, a început să râdă. Și zice că își cunoștea bine și oile și caprele care avea, adunare că avea mai multe de capre decât oi. Bine, când am ieșit pe holul bisericii plin de frați, mă prinde unul de cot, un bătrân, mai bine nu mă oprea. Și zice, frate, păi nu faci o rugăciune și pentru mine și nevastă mea. Zic, ne rugăm aici, nu mai intrăm în biserică. Și până cu fratele Hada, cu Gelu, cu Vali, ne rugam pentru cei doi. Frații de pe hol erau mulți acolo, când au zis că ne rugăm să oprim din vorbit. Și eu am o vedenie. Văd mâna lui întinsă, sticla de vin culcată și o legăna ca pe un copil așa, așa, pe mâini. Și zic, tu ești unul din ea care trage la măsea, din grupul ăla, care l-am văzut în vedenie. Și el zice, Fali se uita la fața lui, zice, Puiu, dacă ai fi spus de oricine din adunare, parcă după față mai păreau. Dar ăsta părea cel mai pocăit. Și tu l-o să-i spuneai că bea. Eu când a zis vedenia, păstorul meu Hada zice, Puiu, mi-a înghețat inima. Că te-a auzit tot holul ăla când ai zis vedenia, că dacă o spuneai și tu în șoaptă. Și zic, n-am vrut să o spun în șoaptă. Chiar n-am vrut să audă toți. Să știe că Dumnezeu nostru este viu și lucrează și aude. Și știe cine ești. Amin? Și ăsta însă mi-a dat o barbă pe loc. Că diavolul știți cum e, mincinos și mincinos rămâne. Zice el, frate Puiu, greșeală. Eu nu consum alcool. Șansa mea a fost nevasta lui, Domnul să binecuvânteze toate surorile. Și nevasta lui ăsta, că aia m-a scăpat pe mine. Zice asta, Domnul să te muste, ca seară te-ai îmbătat porcule.
L-au făcut și de mirul lumii asta în fața la toată adunarea. Eu am scăpat, îmi venea să muș de ureche pe asta. Te muste că mă făcea aici de mirul, cădeam prorocul micinos și pe nevastă la mine s-o țuc, zic, Domnule, e mare Dumnezeu că și ne iubește. Faptul că nu te-o da pe față în seara asta este bunătatea Lui. Poți pleca acasă necondamnat. Poți pleca acasă binecuvântat, vindecat. Amin? În sacramentul, vreau să termin cu astea două mărturii scurte. Seara de rugăciune, cauze de boală. Dacă vreți să vedeți mai multe mărturii pe linia asta, eu n-am pus nimic pe YouTube, niciodată. Care le pun din adunări, îți mărturii de peste tot. Cristi, martor, am dus prin Europa, când veneau frații, asta, s-a întâmplat data trecută, asta. Deci mărturii de la cap, coloană, oase rupte, coloană strâmbă, Hristos la rugăciune a îndreptat coloana aceea. Femeie, fată cu scurgere de sânge în Hamburg, Hristos a oprit scurgerea de sânge. Diabet, nu vă spun câți oameni vindecați, cu ficatul, cu cancer, din cap până picioare, tumor pe creier, la clipeală Hristos a vindecat. Are putere Dumnezeu să lucreze și în seara asta? Ungureanu, acolo unde spuneam dânsul din părțile Moldovei, fratele Vasile, Sacramento, seara de rugăciune, acolo tot tipul luni seara se întâmplă evenimentul ăsta de rugăciune și se fac lucrări acolo. Când spunea fratele Ungureanu, zic, eu sunt junior în echipă, tu ești mai în Super League, eu sunt acolo pe, în divizia 4-a, 5-a. Lucruri frumoase, dar noi trebuie să credem că în seara asta el deja este aici în adunare. Fratele dânsului, eu intrat în adunare în cârje, de un an și jumătate venea în cârje, Ungureanu Costică numele lui. În față la toți frații aceia, 300 minim, s-au făcut rugăciune cu punerea mâinilor și cu ungere cu un de lemn. O aruncat cârjele jos, țipând și-o luat cârjele în mână și-o mers cu ele acasă, ridicate, plângând în hohote, Hristos i-o vindecat picioarele. E mare Dumnezeu, lucrează? Tot în seara aceea, soția lui Florin Pal, uitați-vă pe net, îl vedeți un om care cântă cu acordeonul, Delia. Osul ăsta la mână i-a crescut un cioc așa de 2 cm. Închipuiți-vă 6 deci de cum ar veni. Dureri mari dimineața, copiii spuneau, mami, de ce nu mergi să te operezi? Spunea sora Delia, eu am un medic, îl cheamă Iisus Hristos. El să mă vindece. În seara ce au venit în față, s-au făcut rugăciune și pentru dânsa. Marți dimineața m-am trezit cu un telefon, domneamă că pe 6 dimineața era un telefon s-a lipit de fața mea, m-am și speriat, țipau un telefon, fratele Pit Topleanu, gazda mea, zice, ascultă, prorocule, țipau toți acolo, osul la mâna lui Delia nu mai era. Eu mă întreb cine a putut să facă chestia asta. Eu dacă aș putea să vinde pe unul, aș începe cu mine. Este unul singur medic și acela este Iisus Hristos. Noi trebuie să avem credință că nu este boală, El să nu o vindece. Fratele Cristi aici e martor, când o miercuri la rugăciune, sora Rodica Silaghi, bolnavă de 14 ani de diabet, 4 insulină pe zi, în rugăciune Duhul Sfânt o ridicat-o de pe podea. Martor erau, cred că 50 de oameni, un frate Fodor, țipau toți acolo, două fete fugit pe ușă, un frate Fodor m-a prins de umăr, zice, Puiuțu, nu te speria, eu nu vedeam, eu nici nu aveam Duhul Sfânt atunci. Zice, în fața ta e Rodica Silaghi, nu mai e cu genunchii pe podea, zboară deasupra podelei. Și zic, cine o ține? S-a început să râdă. Duhul Sfânt, puiul. Plutește. Fața iluminată, mâine la fel. Eram speriat când am văzut că plutește asta și zboară pocăita. Zic, o tai după aici la două. Adică fug și eu de acolo, din adunarea asta. Eram șocat. Cum să zboare pocăiții? După aia, în misiune, am auzit și de altele zboruri de asta. Pe la Alma zburau prorocițe prin adunare și prorocea la unul și la altul. Acolo s-au întâmplat lucruri și mai mari. Și atunci eram șocat. Și o întreb pe Rodica pe drum, Silaghi, pentru ce te rogi? Frate puiu, eu postez de 14 ani ca Domnul să mă vindece. Și postez și n-am voie, că am diabet, tratamentul ăsta. Dar astăzi Hristos m-a vindecat. S-a dus acasă, Cristi martor, atunci nu mai făcut, din aproape 17 ani, nu mai făcut insulină niciodată. Hristos și-a întins mâna și-a vindecat-o pe femeie la rugăciune. Avem credință în seara aceasta. Ne ridicăm în picioare. În Brodina este o soră Lea. Cu Daniel Melen a fost în nordul Spaniei. Au venit 3 ortodoxe în familie, de care nu voiau să audă de pocăiți. Abia le-au convins că niciodată nu veneau la pocăiți, la adunare. Și când au auzit că vine un frate orul de la Unedoara, unul din ele mă știa de pe YouTube și au venit la adunare. Și aia avea și copilul cu picioarele sucite. Până la 11 ani, deja suferese 3 intervenții chirurgicale, cu 2 zile în urmă, au suferit următoarea. Și în timpul rugăciunii pentru bolnav, copilul se plângea mamei, mami, mari genunchii, mari genunchii, mari genunchii. Femeia a sunat disperată la doctor, e o problemă cu operația. Toată noaptea l-a ars genunchii, a zis, dimineața vii să vedem care e treaba. Însă dimineața nu mergea genunchii și copilul când s-a ridicat din pat, picioarele perfect drepte.
Atât de speriat a fost mama, a fugit la spital, repede firme, medici au făcut o grămadă de medici, se uitau la oase, se uitau la ea, zice, auzi, femeie, noi am tăiat aici, aici și aici. Restul este unul mai sus, mai puternic decât noi care am făcut lucrarea asta. Noi, nu, n-am făcut asta. Asta e un miracol care îl vedem cu toții. Femeia își zice, știu unde s-a întâmplat. Am fost la pocăiți și de acolo copilul meu s-a plâns de o arsură la genunchi și zice, uite, acum vedem, știi ce a făcut lucrarea asta? Leia cu Alex. Acum evanghelizează 22 de familii ortodoxe care vor să cunoască minunile acestea. E mare Dumnezeu? Amin. Va lucra și în seara aceasta aici în adunare? Amin. Vă rog frumos toată adunarea să închideți ochii și aplecăm capul.